Începe primul joc de imunitate al acestei săptămâni, iar emoțiile sunt mari atât în tabăra faimoșilor, cât și în cea a războinicilor. Ce a anunțat Daniel Pavel înainte de a da startul jocului din această seară? Câștigarea imunității este o miză uriașă pentru cele două echipe de la Survivor România, având în vedere că acest lucru înseamnă automat un consiliu de nominalizare liniștit. Pentru ce vor mai lupta concurenții în această seară? Daniel Pavel a făcut anunțul mult așteptat. Jocurile de imunitate au o importanță majoră la Survivor România, având în vedere că acestea reprezintă modalitatea prin care echipele pot rămâne cât mai mult timp în aceeași formulă. Cei care câștigă totemul de imunitate nu sunt nevoiți să facă nominalizări în Consiliu, ceea ce înseamnă că pentru ei Consiliul de nominalizare va fi unul liniștit. Daniel Pavel le reamintește de fiecare dată concurenților cât de importantă este câștigarea imunității, însă în această seară prezentatorul emisiunii a mai făcut un anunț important. A venit momentul să aflați ce este sub cupolă. Echipa câștigătoare primește 2 kg de făină, 2 kg de orez, 4 ouă pentru fiecare membru al echipei câștigătoare, 4 cepe, 4 căței de usturoi și jumătate de litru de ulei, a spus Daniel Pavel.